glorie Domnului! Mă bucur, nu v-am văzut de mult, n-am fost de mult în biserica dumneavoastră. Erau mai mulți atunci. Care-i cauza? Scaune goale? Da? Mărirea Domnului! Să ne rugăm unii pentru alții și Dumnezeul nostru care e plin de bunătate să se îndure și să ne binecuvinteze. Avem o mare misiune să slujim și să lăudăm pe Dumnezeul izbăvirilor. Oi vede eu, care Dumnezeu vă poate scăpa de acolo? Noi avem un Dumnezeu care știe și poate, răudat să-i fie numele, e Tatăl nostru din cerul, știe, zice Petru, și știe și poate. Asta e mare, a fost închis Petru, legat în lanțuri, pază puternică, ușile încuiate, poarta mare încuiată, închisorii și toți erau la locul lor, 16, 5, 4 gărzi îl păzeau pe Petru, doi lângă el, nu știu cum fost acolo organizați, dar nu trebuia să scape Petru nici cum. Și biserica se ruga pentru el. Și Petru dormea. Așa că n-am putea dormi dacă am ști că a doua zi ne omoară. Irod. Ha? Ai mai avea somn? N-ai mai avea somn. Da, nu poți. Vai de mine. Și Petru dormea dus. Bine să ai încredere în Dumnezeu. Mărire Domnului. Am ui vreme somnului, dorm și gata. Apoi vedeam noi ce a fi mâine. E mare lucru să ai deplină încredere în Dumnezeu izbăvirilor. Și stai înaintea lui și nu-i nimic. A face Irod lucrările lui deocamdată, Domn, și-o dormea dus, că o trebuie în Jerusalem să-l trezească. Ei, băi, hai Petre, scoală-te, hai scoală-te repede, că e de plecat. Și nici el s-o dumerit numai când l-o lăsat în stradă. Atunci v-a zis că, stai bă, că nu-i viziunea asta e altceva, aici e mâna lui Dumnezeu, că noi slujim la Dumnezeu izbăvirilor. Ați avut ocazie să fiți izbăviți? Puteți să pune mărturie fiecare, Dumnezeu m-a izbăvit de acolo. Eu eram mecanic de locomotivă în viața particular când am lucrat cândva, așa? Și într-o zi trebuia să duc un tren de călători de la Satul Mare la Baia Mare. Garnitura, trenul venea de la Oradea, se schimbau locomotivele în Satul Mare și am schimbat, am intrat pe tren și trebuia să verific dacă e bine legată locomotiva de tren. Și am mers așa formal, m-am uitat, cupla pusă, tuburi de aer acolo, dar locomotiva avea 6 tuburi de aer în capăt și vagoanele numai 2 pentru frână. Și m-am uitat și mi-am văzut, am mers repede, că să-l scoatem cu o vință întârziat, să-l băgăm în trasă cumva. Și plecăm cu trenul repede, verifică dacă are aer pe dată lungime, mă rog, astea sunt problemele ceferiștilor. Și la plecare din prima stație trebuie să verific dacă am frână la tren. Și când am frânat, trenul nu frânea. Hopa, bă, că-i baiu. S-am oprit trenul ăștia cu locomotiva acolo, în câmp, afară din gări, între Satul Mare și Botiz, dacă le cunoașteți pe acolo, și am trimis ajutor, duce și scoate tot aerul afară și băgăm aer de 5 atmosferi cât era la pentru frână și așa mai departe, schimbă tuburile acolo și au mărs. Am până o mărzel. Eu am stat pe locomotivă și m-am gândit, ce prelucrare a fi pe tot locul. Mecanicul nu și-a făcut datoria și oamenii munci au stat în linie curentă, că ăla nu a verificat el ce trebuie acolo și eram de vină eu. Nu, și celălalt, cine o legat, dar eram de vină eu și în timpul ăsta m-am rugat. Ajutorul era pe lângă vagoane, scotea aerul, schimba tuburile și așa mai departe. M-am rugat Domnului și trecu vreo 22 de minute. Atâta să prelucrau întârzierile, ne prelucra pe tăți și nu era că străia din salar și așa, eram obișnuit, mai toată lumea avea ceva ciupiri din salar, că nu ieșeau tăte cum trebuie, dar am o fi bai. Și m-a rugat Domnului. Și a doua zi, nimeni nimic. A treia zi, zice ajutorul, ce-i cu ăștia? Ce să fie? Ce? Ai aranjat cu cineva? Și am zis că da. Cu cine? La Cluj? Mai sus. La București?
Mai sus? Unde mai sus? La Iisus. Niciodată nu m-a întrebat nimeni de ce a stat un tren de călători acolo în linie curentă 22 de minute. Niciodată. Era om care toată activitatea lui era să citească ăsta, benzele de circulație a fiecărui tren, să circula și să mai verificau prin sondaje. Șefii vineau și mergeau acolo și luau benzele și așa mai departe. Dar niciodată nu au zis nimeni, bă, de ce ai făcut acolo cu trenul ăla, doamne? Un tren de călători să stea afară din gară 22 de minute. Ce ai făcut cu el? Nimeni niciodată. S-ai aranjat cu cineva? Da. Unde? București? Nu, nu, mai sus. Unde mai sus? La Iisus. Că El izbăvește, El salvează. Niciodată nu m-a întrebat nimeni și trecur am și 27 de ani de pensie de când a ieșit de la cale ferată. Dar ce vreau să zic? Dumnezeul nostru știe și poate să izbăvească, zicea Petru, că a trecut prin experiențe cu Dumnezeu. A trecut prin experiență legată, închis, toate încuiate, toți. Și numai El a trimis Iro dimineața, aduceți-l pe Petru, că dăm spectacol cu el, că le plăcea și la oameni, nu știu de ce le plăceau să vadă cum omoară pe alții și aduceți-l și-o mărți acolo. Toți erau la locul lor, poarta încuiată, ușile încuiate, pazna la locul lor, toți erau acolo, unul nu era acolo, Petru. Că Dumnezeul nostru e Dumnezeul izbăvirilor, Dumnezeu care ascultă rugăciuni și răspunde la rugăciuni și dă izbăvire. Că e Dumnezeu care știe și poate să izbăvească, slăvit să-i fie numele. E Tatăl nostru. Și într-o seară mă teamă un frate, bărbos, poate îl știți că el umblă mereu, e misionar și pe în Viena, așa, dintr-un sat acolo de Agri, și frate ursul merge să face mungere la o femeie, la o soră. Mergem, nu cunoșteam pe soră, dar tot în satul, acolo într-un sat, în fine mergem, și mă uit, o lumină așa cam confuză în cameră, întunecoasă, amărâtă, bolnavă, eu am judecat, am zis, bă, ungerii mai trebuie la asta, am o arevoare, nu zile. Și până la urmă, dacă am venit, am îi face ungerii, am făcut o rugăciune și am plecat. Și după vreo 5 ani, am trecut pe acolo pe stradă și vine la mine bucuroasă, pace, frate ursul, pace, dar nu mă cunoști. N-am mi-a făcut groază să spun că nu o cunosc, dacă ea mă cunoște așa bine. Și am vărs, dar știi că mi-ai făcut ungere? Când? Atunci. Și încă mai trăiești? Eu m-am mirat. Cum mai? Noi și l-am întrebat pe ăsta, pe bărbăi, ai mai crezut? Dar n-am crezut. Dar Dumnezeul nostru e Dumnezeu care știe și poate să izbăvească, slăvit să-i fie numele. Credem în El? Credem că-i Dumnezeu izbăvirilor. Legați-i bine pe ăștia trei tineri, în focul, focul să ardă, în orice foc, acum aprindeți-l așa, faceți-l, dai cota maximă de gaze, așa să fie acolo o căldură. Și i-o legat și-o aruncat acolo. O mai ars, o ars ceva după ei, ce-o ars? Ha? Legăturile! Ne mai ține legați câteodată în lumea aceasta multe lucruri. Ne mai ține legați și Dumnezeu mai trimite câte o secere, câte o coasă, câte un lucru ca să ne dă, ca să ardă legăturile alea. N-ați băgat de seama. Deci n-am vreme nici să mă rog. Ia uite bă, n-ai vreme, n-ai. Și nu mai vezi că stă în spital 2 săptămâni. Dar cum ai avut mă vreme? Am avut, dar Dumnezeu creează, îți rupe legăturile care te încurcă. Treci prin foc, prin necaz, prin strâmtorări, prin probleme și Dumnezeu zice, hai mă, treci un pic acolo, stai și merg la spital la el și cu casetofonul și cu Biblia, amușa ascultă și citește și are vreme, că Dumnezeu e Dumnezeu izbăvirilor, are metodele Lui speciale. Bagă de seamă, de multe ori când, mă, așa am fost de n-am putut veni nici la biserică, n-ai putut veni nici la biserică, dar de ce oare? Păi n-am avut vreme, că joi seara am fost tare ocupat, apoi atunci am fost sănătos, dar n-am venit. Și duminică, am în duminică trebuie să stau că am vorăcit-o.
No, bravo, ai făcut și tu ceva. Dragii mei, hai să ne verificăm starea înaintea Dumnezeului izbăvirilor, Dumnezeului Israel, care știe și poate să izbăvească. E Dumnezeul care face din imposibil, face posibil. Asta e Dumnezeul nostru și noi să ne încredem în El. Zice în 2 Corinteni 1:10, El ne-a izbăvit. El ne izbăvește când? Astăzi. Amin? Și nădăjduim că ne va mai izbăvi dintr-o astfel de moarte. 2 Corinteni 1:10. E Dumnezeu care știe și poate să izbăvească. Cum stai cu El? Ne bazăm pe atâtea lucruri și de atâtea ori nu ne bazăm pe Dumnezeul izbăvirilor. Pe El nu ne bazăm. Ne bazăm pe unul, pe altul, am acolo pe cineva, măi, cunosc ceva, măi, cunosc meserie sau știu eu ce fac. Nu, Dumnezeu care e suprem în toate lucrurile, El să ne fie izbăvitor, salvator, călăuzător și El să dea izbăvire. Daniel, de unde s-a citit, a fost aruncat și el la vremea lui în groapa cu lei. Și Dare împăratul i-a părut rău după el. Și-o mărg dimineața la groapă, după ce sigilase groapa și mă rog, era acolo, așa, o mărg la groapă și a zis, Daniele, Dumnezeu ăla tău, ce-o putut scăpa? Să trăiești veșnic, împărate. Dumnezeu a trimis îngerii lui și o pus leocoplast la gura leilor, așa-i? O închis gura leilor, că ăsta-i Dumnezeu. Și au zis, băi, au zis, le-au vorbit la lei, probabil, băi, leilor, stați liniștiți, nu mâncați, sunteți voi flămânzământ, dar lăsați-l pe Daniel, lăsați-l așa cum ui, că vă dau mâine, vă vine rândul vostru. Mâncați, nu ou, nu, că un leu mâncă cam multă carne, cam poate mânca până la 40 de kilograme de carne la o masă bună, dar vă dau eu mâine vine vremea voastră. Și nu s-o atins de Daniel, nu, că animale ascultă pe Dumnezeu. Nu s-o atins de el, dar au venit a doua zi și când au văzut că ce-au făcut, hopa, hai dați voi tăți, cu tăți familia, cu prunce, cu toți în groapa cu lei. Așa, că așa lucrează Dumnezeul nostru. Și Dumnezeul nostru e Dumnezeu izbăvirilor. El a fost în stare să-L izbăvească pe Daniel din groapa cu lei, pe cei trei tineri din focul ăla puternic, i-a izbăvit Dumnezeu. Că Dumnezeul nostru e Dumnezeu care știe și poate să izbăvească, slăvit să-i fie numele. Îi mulțumim lui că de atâtea ori a dat izbăvire, de atâtea ori. Eu avem cea mai mulți copii din depoul de locomotive CFR Satul Mare. Și îmi ziceau acolo, măi ursule, mă ți-or mânca urechile, prunce. A, nu? Și de atâtea ori veneau la mine, bă, fă-mi rost de un pic de brânză și mie, era criza alimentară din țară, fă-mi rost și de mine, bă, am nevoie de niște bă, dar eu am 6 prunci, tot n-ai numai unul, bă, am, dar la cine e altfel? Vine asistenta medicală, că atunci vine pe la familie și zice, avea și ea o fată, plânge că fata nu o ascultă, dar păi vezi, doamne, la mine cu 6, e ce greu. La dumneata nu-i greu. Păi de atunci ce fă ca mine? Trebuia să pocăiască. Asta nu vroia. Dragul meu, Dumnezeu ne cheamă, ne promite și ne și face că ne iubește, lăudat să-i fie numele. De aceea, hai să ne încredem pe deplin în El. Amin? Amin? Știe și poate să izbăvească. Știe și poate să izbăvească. Îi mulțumim că lucrează și în zilele noastre. Nici nu ne-am dat seama de câte ori mai ce-a fost mâna lui Dumnezeu. Hopa, ia uite, mulțumesc Domnului și nu uitați, mulțumiți-i mereu lui Dumnezeu că face și lucrează El după marea lui îndurare și înțelepciune. Tinereștea, o schimbați legile într-o țară. Poruncesc de acum tot Imperiul meu să se închine la Dumnezeul lui Ședrac, Meșac și Abednego. Extraordinar! Ia uite, bă, o schimbat legile în țara
lui Nebucadnețar în Babilon, le schimbăm? Păi nu mă va închina de la ce-am făcut eu aici, asta n-are nicio valoră, asta trebuie îmburda, nu știu dacă o mai rămas ceva din el până în vremea noastră, că din turnul Babel încă mai sunt rămășiți și acum și mai măr oamenii să vadă ceva de acolo. De fapt, babilonienii ce au avut ceva rău în ei? Ce-au avut bun babilonienii? Au avut ceva bun în ei, știți ce? Au vrut să ajungă în cer. Asta a fost bun în ei, nu? Mă, vrem să ajungem în cer. Am un copil cu o altă cale. Pe calea asta n-ajungeți niciodată în cer. Ne zidim noi turnul și înaintăm noi, punem noi mâna și pe cer. Nu, no, nu pui mâna pe cer. Pe cer să punem mâna pe o singură cale. Calea Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Amin. Nu există altă cale. Merem o dată la București, în tren, în vagon, clasa întâi, acolo, o cucoană aranjată, pusă la punct și zic, Doamnă, dumneata, crezi în viață veșnică? Sigur, sigur, ia uite. Și intri în ea, sigur, e bă, să fie ceva pocăită, m-am gândit. Dar pe ce vă bazați? Vă bazați? Cum pe ce mă bazez? Mă bazez că eu plătesc darea la biserică. Și când mor, preotul mă trimite în raiul lui Dumnezeu. Doamne, n-ar fi rău, dar nu-i ajunge niciodată. Cum să nu ajung dacă plătesc? Acolo să meargă pe altă cale. Pe altă cale, calea Sfintei Pocăințe. Doamne, ajută-ne să mergem pe ea. Amin? Ne pocăim în fiecare zi, mai aproape și mai aproape și mai aproape și dăm sens la și un scop cu viața noastră, să ajungem în împărăția asta și ca să ajungem acolo trebuie să pocăință. Amin? Amin. Pocăință, pocăință. Nu place, nici cuvântul nu place. Băi, orice, numai pocăie. Băi, ursule, cap ai, cunoști totul, știi toate, și ai putea fi ea, am loc, lasă, zicea, dar lasă-te de pocăința asta. Dar ce strică pocăința asta oare? Strică? O, Doamne, oare când era transportul se păcea pe căile ferate și scuzați că mă amintesc de drumul de fer, de atâtea, când lucra și erau multe trenuri de marfă în plus, până cele programate și nu se putea programa și într-o seară într-o duminică seara, după o zi de pe la biserică, seara, pe la bozeace, domnul ursu, domnul ursu, avem un tren să merg cu un tren din hal meu. Și hai tu, că tu n-ai băut. Că toți se motivau la trenul ăsta, domn șef, aș veni, dar am băut. Și n-avea nimeni curăț să zică, duce și băuți, că nu nimeni. Hai că tu n-ai băut, mi-o și spus înainte, că știa că eu și da, e bun pocăitul în multe locuri. Bun pocăitul acolo și... Până la urmă am mers, am mers la depou, am luat locomotiva, până la 1 am fost cu ea în hal meu, de unde trebuia să iau un tren de cărbuni, că ministrul transporturilor a dus depou, satul mare, să trimită că se oprește furnalul din nu știu ce localitate, din țară și cărbunii stau în hal meu, că depou nu poate trimite un personal acolo. Și tu... Domnule, dar și obosă, nu, amă, tu nu ești obosă, tu nu ești băut, tu nu ești, tu nu ești nici cum, numai tu ești bun de drum. Și n-am avut ce face. A, i-am respectat, hai mă că șeful nu te roagă, șeful județului era avizat, Uglar, comandă ăsta pe județ, era atunci un Uglar, și ăla a sesizat, domnule, trimiteți, director regional, bă, trimiteți, mă faceți rost. De unde să faci rost? Numai pocăit era bun, că el n-a băut. De-aia e bine să fim pocăiți. Amin? Amin? Și în toate problemele să avem biruință, că Tatăl nostru ne călăuzește. Am mers și am dus, mă porni din hal meu, mi-a dat fără oprire cu trenul până în Dej. Că era urgent să ajungă cărbunii și așa am plecat la drum. Mă rog, cu peripeții, dar am ajuns. În fine, ce vreau să zic? Dumnezeu nostru știe și poate să izbăvească. Amin? Poate, glorie Lui, orice ce-ar veni, cu lumea asta, cu câte probleme sunt în ea, avem pe cineva care ne izbăvește mereu, mereu, mereu. De multe ori nu ne-am dat seama, am zis, bă, de deștept am fost, că am scăpat. Și de multe ori nu ne dăm seama că o fost mâna lui Dumnezeu.
acolo. Lăudat să-i fie numele. Amin. Și să-i mulțumim mereu că e bogat în îndurare și să îndure de noi. Dă izbăvire El și să căutăm să-i facem voia Lui totdeauna. Domnul să binecuvinteze toți frații, toate surorile, toate familiile, să dea izbăvire. Și este un, așa un, în capitolul 6 din Exodul, este în capitolul 6, versetul 6 la 8, așa, este acolo un, niște cuvinte deosebite, ascultați numai. Versetul 6, 6 cu 6. De aceea spune copiilor lui Israel, eu sunt Domnul, eu vă voi izbăvi. O, slavă ție, Doamne, dacă tu ne-ai zis, e rezolvată problema. Nu există ceva să poată sta împotrivă. Era, mergeau evreii către Marea Roșie, erau în față era Marea, în spate egiptenii, în urma lor să-i nimicească, să-i ducă înapoi la trudă și... Era Dumnezeu, ce mă fac? Doamne, ce mă fac? O, așa e de simplu cu Dumnezeu. Băi, lovește mare și s-o deschizi marea, că Dumnezeul nostru știe și poate să izbăvească, slăvit să-i fie numele. Și de aceea s-o dat mare la o parte să treacă copiii lui Israel. De atâtea ori ți s-o deschis drum, că Dumnezeu o privi cu îndurare la noi. O privi cu îndurare la casele noastre, la familiile noastre și Dumnezeul nostru s-a îndurat. Eu vă izbăvesc, ascultați numai, eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor și vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți. Lucrat-o Dumnezeu. Amin. O glorie Lui, lucrat Dumnezeu. Că Dumnezeul nostru știe și poate. Știe și poate. Rețineți bine, știe și poate Dumnezeul nostru. Nu pot, atâția nu pot, alții știu, dar nu pot. Alții nu știu și ar putea. Dar Dumnezeul nostru și știe și poate. Lăuda să-i fie numele. Vă voi lua un popor al meu, eu voi fi Dumnezeul vostru și voi vă veți cunoaște că eu, Domnul, Dumnezeul vostru, vă izbăvesc. O glorie Lui, o slavă Domnului. Atâta făgăduință, atâta har dumnezeiesc în versetele acestea. Eu, El să declară, eu vă izbăvesc. Izbăvit-o eu. O slavă Domnului, glorie Domnului. A fost un popor răzvărcit. Un popor contradictoriu, un popor care de atâtea ori a văzut minunile lui Dumnezeu. Și de atâtea ori a intervenit Dumnezeu. Le-a mai trimis câteodată șerpi. Șerpi, așa, să-i muște. Și-i mușca și mureau. Și-a venit la Moise, Moise, bă, hai, mai rogă-te, să ne scape Dumnezeu și de șerpi ăștia. Și-a zis Dumnezeu, na, acolo-i las între voi. Acolo-i las între voi. Dar... Tu, Moise, fă un șarpe de aramă. În sens, înalță-l în mijlocul taberei pe o prăjină și când careva va fi mușcat de un șarpe, să întoarcă capul spre șarpele de aramă și va fi vindecat. Interesantă vindecare, așa e? Mărire Domnului. Dar dacă careva nu se uita, să mă muște, mă mușca, nu mă uit, că nu vreau să mă uit. Mure, așa e? Dacă careva din lumea asta, din România noastră, din Austria, nu se uită la Iisus Hristos, care a fost înălțat pe cruce pentru noi, și nu se uită la El, se uită și acum diepți românești, se uită la Paraschiva. Vai, Doamne, 5, 6 ori, 12 ori o sta la rând ca să ajungă să pupe oasele și ea nu mântuie. Și ea nu izbăvește, și ea nu salvează, și ea nu face nimic, că-i nimic. Dar nu se închină la ea. Și nimeni nu le spune, bă, unul singur mântuie.
ala Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul sufletelor noastre, Cel care a murit pentru păcatele noastre, unul singur, nu mergeți, nu vă mai închinați, aruncați rizete la groapa de gunoi, că nu mântuie numai unul singur, Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele, nu mântuie. Și despre nici nu amintește nimeni. De Paraschiv amintește o grămadă. Și-a rămas uimit, s-a transmis la știri, 150.000 de oameni au mărit să se închine. Extraordinar, extraordinar. Și amintește și îl face pe Dumnezeu să se mânie din cauza închinării lor. Se mânie că se închină la altceva și nu se închină la adevăratul Dumnezeu care merită glorificat, înălțat, proslăvit, unul singur, Dumnezeu Tatăl prin Iisus Hristos. Atât e închinarea noastră și mulțumim că o facem. Amin? Lăudăm pe Domnul, slăvim pe Domnul, cântăm Domnului, mulțumesc Domnului că și aici și pretutindeni în bisericile pentecostale, care e un cult care mai crește și în România, singurul cult creștin care s-a mulțit, e pentecostale. Restul cultelor nu știu cum se face, că merg în jos. Merg în jos și într-o zi vine un pastor baptist la mine, tânăr, frate Ursu, nu merge, mă scuzați dacă sunteți frazați, nu vă contrez eu cer, dar băi, nu vă rugați, voi, cum nu ne rugăm, băi, sunteți 30 la biserică, 30, bun, vă rugați o dată 10, că vă se roagă pe rând, și apoi încă o dată 10, două rugăciuni și trecut ora de rugăciune. Noi, pentecostale, aici e avantajul. Suntem 30, dar ne rugăm de 3 ori și 90 de rugăciuni. La voi, abia 20. Și o sta pe gândul să știți că aici e baiul. Și acolo e baiul. Noi trebuie să fim oameni ai rugăciuni. Noi să ne facem rugăciuni, să ne luptăm să fim în rugăciuni și să venim la casa Domnului când e program de rugăciune, mă duc în casa Domnului și Domnul să ne binecuvinteze, să fim oameni ai rugăciunii. În casele noastre să se facă rugăciuni, soțul cu soția, măcar o dată pe zi să roagă împreună. Măcar o dată pe zi împreună și practicați lucrul acesta, îl practic și Dumnezeu ne punem întrebări, mă, de ce dă Dumnezeu asta binecuvântare peste noi? Și ne mai înconsolăm noi pentru rugăciune, pentru rugăciune și aș vrea pruncii mei, aș vrea nepoții mei, aș vrea toți să fie oameni ai rugăciunii, că rugăciunea ne apropie și ne leagă tot mai strâns de Dumnezeul nostru, lăudat să-i fie numele. De aceea practicați rugăciunea în familie, în casă, mereu. Și dacă când eram tineri, aveam oră de rugăciune. Noaptea ne sculam și făceam rugăciune. Și ne ajunge până în vremea noastră de acum, că atunci ne-a rugat. Și Dumnezeul nostru dă izbăvire, practicați rugăciunea și rugăciune și rugăciune și rugăciune și veți vedea că Dumnezeu mângâie, izbăvește, salvează. Nu știu cum a lucrat Dumnezeu, dar are Dumnezeu metodele Lui. Metodii, El face din imposibil, face posibil. Dacă întrebă cineva, domnule, un om a stat în pântecele unui pește 3 zile și 3 nopți. Și-o mai umbla pe uscatul. Asta e năzbătie, ăștia-s bazme pentru copii. Cum să mai umbli un om care o stat într-un pește? Nu orice, un pește, 3 zile și 3 nopți, și apoi o mai mărs pe stradă. Și încă o mărs și misiune, așa până la Ninive și o vestit ceea ce urma să fie peste Ninive. Și imposibil, zice, imposibil la oameni, dar la Dumnezeu. La El e posibil, la El e posibil, că El învie și morții, la El e posibil și l-a izbăvit. L-a scos pe Iona, acolo șifonat cum a fost, Iona, direcția Ninive,
demonii nu au vrut să meargă, că Dumnezeul nostru știe și poate să izbăvească. Și au primit și au făcut acea predică frumoasă. Le-a spus, peste 40 de zile Ninive va fi nimicită. Bazme, nu-s bazme, că a vorbit gura lui Dumnezeu. Și când vorbește Dumnezeu se împlinește, că o zis Dumnezeu. Urmăriți Biblia și vedeți de câte ori o zis gura lui Dumnezeu și s-a împlinit. Că a vorbit Dumnezeul nostru. Hai să rămânem de plin încredințați în Dumnezeul nostru. El lucrează, El îți băbește, dar ne trebuie credință, așa-i? Trebuie. Așa m-am gândit într-un mine, băi, poate marinarea aia care a mărs cu vaporul în care a fost și Iona și a ajuns el, l-a aruncat pe Iona până la urmă mare, mă, poate că s-o întâlni iară cu el oare cândva, pe uscat. Și a zis, bă, dar bine să amintu cu unul care l-am aruncat noi în mare. Păi eu să-l-a. Dar mai vorbim prostie, că ne-am uitat, noi, nici bulbuș nu a ieșit din el. Tu ești ăla. Măi, eu am fost ăla acolo, oricum l-ar... Oricum i-ai fi spus, băi, nu se poate. Vedeți, e greu să crezi, așa e? Dar era realitate? Da. Dar așa e de greu să crezi, sau mărsa la măi. Mă, m-am întâlnit cu ăla care l-am aruncat noi în mare, cu un coleg de-a lui după vaporul de atunci. M-am întâlnit cu el. Ești nebun de cap. Ești nebun de cap. Cât mi-a zis, ești nebun de cap. Ești nebun. Pocăința asta te nebunește. No, pocăința nu te nebunește, pocăința te deșteaptă, pocăința are misiunea ei și Dumnezeu însuși o poruncit, poruncesc tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și atunci hai să lăsăm toate lucrurile și cel mai important lucru, pocăința. Să ne îndreptăm viața după cuvântul Domnului și... să facem voia Domnului în toate. Și vom vedea că Dumnezeul nostru lucrează, izbăvește, că-i Dumnezeu izbăvirilor. Fie numele Lui binecuvântat și glorificat. Nu uitați un lucru, prin fapta lor, tinereștea, au schimbat legile unei țări. Prin fapta Lui conchis Dumnezeu gura leilor și l-a scăpat pe Daniel din foc, o schimbat pe vremea lui Dariu, da, Dariu, legile în țară, poruncesc. Cam tot, bine ar fi de-ar porunci și împărații noștri în vremea noastră, poruncesc pocăință. Și pocăință la pentecostale. Doamne ajută! Amin! Tatăl Ceresc să vă binecuvinteze, nu uitați, avem cine să ne izbăvească, oricât de grea ar fi încercarea, oricât de greu ar fi necazul, oricât s-ar întâmpla, avem atâtea cazuri când au zis, nu se poate, Domnule, nu se poate. Domnule, Dumnezeu, mai vii în camun? Tu ești ăla care ai fost în spital, am mus 3 ani și s-am dat câteva zile ca până mori? Eu. Cum ai scăpat? Ce ai folosit? Ai descoperit? Da. L-am descoperit pe el. Și el știe... și poate să izbăvească, fie numele glorificat, fie numele înălțat, fie numele încununat cu slavă de biserica lui din Viena și de pretutindeni și fiecare să avem gândul ăla frumos, să-L slujesc, să-L lau, să-L binecuvintez pe Dumnezeul meu și El va da izbăvirea de care avem nevoie. Nu uitați, o încălzit Nebucadnețar cuptorul mai tare, degeaba. Nu uitați, arunca pe Daniel în groapa cu lei flămânzi, dar Dumnezeul nostru e Dumnezeu izbăvirilor. Amin? Amin. V-am plictisit? Nu? Mai pot predica? Bă, dar procăiți sunteți voi. Hai că vă spun o poezioară. Și apoi am încheiat, da? Dacă n-ai iubire, poți pământul în mâini să-l ții, poți o mare ca să fii și stăpân pe fire. Dacă n-ai iubire,
Poți să scazi sau poți să crești, poți vorbi în limbi cerești. Dar să știi, nimic nu ești dacă n-ai iubire. Poți să știi să scapi de rele și din lume toate cele să le ai în știre. Dacă n-ai iubire, ești un clopot de aramă, un tun groaznic ce dărâmă și o mână ce fărâmă. Dacă n-ai iubire, nu ești faclă, nici alin, la durere și suspin, ești ca cel mai groaznic spin. Dacă n-ai iubire, nu ești nici măcar pitic, ești din lume cel mai mic. Ești nimic, 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 dacă n-ai iubire. Amin. Amin. Domnul să se îndure de noi și să ne umple cu dragostea Lui. Amin.